Sute de persoane din mai toată Europa au plecat într-o aventură pe patru roți prin cele mai provocatoare drumuri, inclusiv din județul Hunedoara. Ceea ce părea a fi o excursie de neuitat s-a dovedit a fi una memorabilă, după ce au rămas blocați pe un drum forestier. Toate autoritățile au fost mobilizate pentru a-i sprijini pe turiști, inclusiv salvamontiștii hunedoreni. Carbage Run este o competiție inedită, în cadrul căreia concurenții trebuie să dețină mașini cu o vechime minimă de 15 ani și care să nu coste mai mult de 500 de euro, după care pleacă în locuri unice din Europa pe trasee spectaculoase. Spectaculos a fost și când au ajuns pe un drum forestier între Câmpul Uineag și Cernăsat din Gorj și toate cele peste 100 de autoturisme împodobite care mai de care au rămas blocate. Prealabil ni s-a spus că e vorba de 100 de autoturisme și peste 200 de persoane. Am crezut că e o glumă, dar nu, chiar așa era, poate mai bine. Cred că sunt undeva peste 250 de autoturisme implicate în acest, să zic, concurs sau cum au ei, o tură. Era vorba de niște mașini vechi care trebuia să parcurgă un anumit traseu. S-au blocat din cauza că acolo nu este un drum chiar propice pentru aceste tipuri de mașini. E un drum forestier care trebuie să-l parcurgi pe anumite porțiuni cu mașini de teren, cu garda mai înaltă, bine pregătite un pic. Normal că s-au blocat la un moment dat. Problema a fost că s-a făcut acel dop din cauza mașinilor care nu corespundeau, deci au fost blocate din cauza terenului. Să spunem așa, au fost extrase de acolo troliate, iar persoanele, au fost câteva persoane rănite la care le-am acordat primul ajutor, dar rănite prin acțiunea ce s-a desfășurat acolo. Adică au încercat să împingă mașinile, să deblocheze drumul de bolovani, au căzut, s-au mai lovit, au alunecat. Turiștii le-au spus salvamontiștilor hunedoreni că au rămas surprinși de starea drumului. Au fost surprinși ei un pic de starea drumului, nu s-așteptau ca drumul să fie chiar așa de rău, între ghilimele. E un drum forestier care este închis, deci nu prea aveau ce căuta pe acolo. Intervenția salvatorilor a durat până târziu noapte, mai bine de 10 ore. În această dimineață, caravana mașinilor vechi, dar atât de colorate, s-a îndreptat către obârșii Lotrului și Transalpina.